Cristina, arăți foarte bine. Vreau să-mi spui cum te menții, pentru că ești foarte slabă. Sunt foarte slabă. Nu prea sunt așa slabă. Am luat câteva kilograme în ultimul timp. Alerg pe bandă, merg la sală, am început și un nou program de aerobic cu o domnișoară. Încerc să fac din toate câte puțin, când voi știți că mă cântăresc obsesiv, am eu obsesia mea cu cântarul și cu cântăritul și așa, când iau 2 kg, 3 maxim, dar nu există 3, încep să mănânc doar iarbă verde, cum zic eu, doar salată. Da, e și puțin înfometare, e din toate câte puțin, dar tot n-arăt cum mi-aș dori, sincer să fiu. Câte kilograme ai? Acum am vreo 57, asta spuneam că am luat. Dar sigur, până pe 10 august când plec eu la mare, o să fiu fix la kilogramele pe care mi le doresc. Că tot ai adus vorba de mare, unde pleci în vacanță? În România, în străinătate? În România, o să iau copii și plecăm un pic la mare și apoi o să-mi văd de concerte, pentru că am de onorat un număr de concerte și, sincer să fiu, sunt foarte încântată pentru că tocmai am înregistrat un single nou și aștept să filmez clip la piesă și voi filma și un clip de folclor, eu fac și folclor, așa că împletim utilul cu plăcutul, știi? Mai plecăm, mai... Da. Cum reușești să îmbini viața de familie, viața de mamă cu cea profesională, femeie de afaceri? Of, Doamne, sinceră să fiu, cei mai, cum să spun eu, dezavantajați sunt cei mici, pentru că tot timpul ei își doresc să fiu cât mai aproape de ei și eu nu reușesc să fiu, plec dimineața și vin seara 7-8 și nu mai apucăm să stăm foarte mult timp împreună, dar, de exemplu, în vacanță mi-am rezervat ceva timp pentru ei, am fost la zoo, am fost la tot felul de chestii de-astea de, cum se numesc, unde sunt jocuri cu apă, topogane și așa mai departe, la plajă, da? Nu mai știu, la terme, așa. Și am zis, până plecăm la mare, încercăm să ne petrecem timpul cât mai plăcut împreună, citim, mai facem teme, că sunt și teme. Aida stă lângă mine când mai gătesc, ne jucăm, avem și un câine mai nou, avem un golden retriever, avem o pisicuță, așa că avem treabă multă, da. Știu că tu nu ai avut deloc o viață ușoară. Ai povestit recent despre copilăria ta. Poți să ne spui și nouă mai multe? Copilăria mea a fost una ok. Nu știu ce ați auzit voi. Copilăria mea a fost una ok. Părinții mei au fost niște oameni care ne-au oferit totul la vremea aia. Cam toți eram egali. Pe vremea lui Ceaușescu nu erau diferențele astea așa. Voi n-ați prins că sunteți mici. Dar eu am avut o copilărie frumoasă chiar. Mai rău a fost după ce a murit mama mea, când eu aveam deja 22 de ani. Atunci am suferit într-adevăr și atunci m-am îndreptat către București. Eu sunt din Onești, din Bacău. Atunci am luat mai în serios cariera muzicală și așa am ajuns să rămân în București, să fac meseria asta. Știm că tu încă locuiești cu tatăl copiilor tăi. Cum poți să accepți situația asta ca și femeie? Nu este greu? Nu prea locuim, sincer să fiu. Eu stau cu copiii, el nu mai stă acolo de mult timp. Vine în vizită, vine, pleacă. A apărut cineva în viața ta, un bărbat care să te facă din nou să zâmbești și să iubești și să fii cea mai fericită femeie din lume? Nu vreau să vorbesc despre asta și nici nu o să mai vorbesc despre asta. Dacă închis camera, o să-ți povestesc. Cristina, eu îți mulțumesc mult și mulțumim pentru sfaturile pe care ni le-ai dat în legătură cu dieta ta, să-i spun așa. Să vă cântăriți, ăsta e secretul. Și când te cântărești, înțelegi că ăla e cel mai bun prieten al tău. Îți spune sincer cum arăți, câte chile ai. Cam asta. Îți mulțumesc tare mult. Mulțumesc.